Bun găsit și bine ai venit pe canalul meu de YouTube, astrolog Alexandra Coman. Fie că ești în trecere, fie că îmi urmărești activitatea în mod constant, vreau să-ți mulțumesc pentru prezență și să-ți spun că mă simt onorată că faci acest lucru. Filmările de pe YouTube sunt doar o mică parte din activitatea pe care o desfășor. Există horoscopul ultra-detaliat al lunii, există webinarii, există agenda astrologică a anului și toate acestea le poți găsi pe bilete.ro sau dacă îmi scrii pe adresa contactaron@alexandracoman.ro. Achiziționându-le, îmi susții activitatea și îmi facilitez posibilitatea să filmez în continuare gratuit aici pe YouTube. Îți mulțumesc încă o dată pentru prezență și te invit în continuare să urmărești această filmare. Să ai o zi cât mai frumoasă! Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 5 aprilie, marți, și da, e refacem după webinar, pentru că filmarea aceasta este făcută în dimineața zilei de luni, 4 aprilie, și vreau să vă spun că a fost, pentru cei care n-ați participat, a fost un webinar absolut fabulos. Grupul care a participat la webinar, chiar vă rog să comentați, pentru că a fost așa, au fost 6 ore și jumătate. Noi pornisem de la ideea va fi o oră jumătate, da, ok. 6 ore jumătate în care am sărit, am țipat, am dansat, am plâns, ne-am bucurat, deci a fost super fun, super fun. Și vin în întâmpinarea celor care ați participat în webinar, vedeți că am completat webinarul cu informații încă o oră. Deci pe lângă filmarea webinarului mai aveți o oră în care vorbesc despre al treilea ochi, vorbesc despre Atlantis, asteroidul Atlantis, în semnele zodiacale și în casele zodiacale, să vă ajute dacă vă veți uita pe hărțile voastre sau ale celor din jur să vedeți unde greșiți voi cu voi în viața aceasta sau viețile anterioare pentru cei care l-au retrograd. Deci și când este gata montajul, eu voi apărea într-o filmare pe YouTube, pe grupul nostru de WhatsApp, pe grupul nostru de Telegram și voi anunța că s-a distribuit linkul privat către cei care au achiziționat webinarul și pentru cei care au participat live și pentru cei care nu au putut fi împreună cu noi sau nu au putut rămâne împreună tot webinarul, dar atâta timp cât ai achiziționat locul, este dreptul tău să primești înregistrarea. Și a fost o întrebare din public la care răspund acum tot public. Cineva întreba și cât avem acces la filmare. Păi iată, linkul privat către vizionarea webinarului este al tău, va fi forever, cât vrei tu să-l ai. Deci este tot timpul acest link. Bun, deci v-am anunțat și acum să trecem la horoscopul zilei de 5 aprilie, marți, ziua lui Marte, ziua energiei. Se apropie alinierea dintre Jupiter și Neptun, 22 grade Jupiter, 23 grade Neptun. Începe, v-am spus, marea aliniere dintre aceste două planete. Voi face și o filmare înainte de ziua de 12 aprilie, când se aliniază perfect, în conjuncție perfectă, ca să știți ce să faceți și cum să fiți pregătiți. Și astăzi să vedem ce ne aduce horoscopul pentru fiecare semn zodiacal în parte. Încep cu Berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Discuții importante privind un proiect de grup sau discuții importante cu colaboratorii tăi, unde puneți la cale o acțiune de anvergură. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului.
Mesaje, informații, intuiție foarte mult, efectiv simți că anumite lucruri se așează într-o formă concretă de plan, doar că eu aici sunt să te trag de mânecă și să-ți spun, hei, nu te grăbi să iei astăzi o decizie, nu te grăbi să sari într-o acțiune pentru că astăzi încă nu ai primit toate informațiile necesare. E nevoie să le pui într-un sistem, e nevoie să le pui într-o ordine. Deci e foarte, foarte important pentru Taur să nu se grăbească să dea răspunsuri, să facă promisiuni sau să ia decizii. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor, foarte multă intuiție pentru voi. O femeie vă ajută într-un mod radical să rezolvați o situație presantă. Chiar dacă maniera în care ea intervine este un pic mai dum-dum decât de obicei, totuși este important că vă așează acolo unde trebuie să fiți sau vă deschide ochii într-o situație delicată. Rac, ascendentul pe Rac și cei care au luna natală în semnul Racului. Pars fortune, tocmai se pregătește să iasă din semnul tău zodiacal. Pars fortune ne este în astrologie punctul norocului. Și uite că astăzi s-ar putea să primești un răspuns care să nu te mulțumească. Poate fi un refuz, o întoarcere de acte, o schimbare de plan și tu ai să te superi și ai să fii trist și am să-ți spun, sau tristă și am să spun, fă o petrecere. Faptul că se blochează un drum, faptul că te ceri cu cineva astăzi, nu tot timpul, faptul că apare o schimbare pe care tu întâi o percepi ca fiind negativă, de fapt, știi cum se numește în engleză? Blessing in disguise. Este o binecuvântare ascunsă pentru că universul, pars fortune, punctul norocului, te păzește de ceva foarte grav. Iar dacă astăzi ai vreo ceartă sau vreun conflict cu persoana iubită, să știi că e semnul clar că nu-i aceea sau acela de care ai nevoie. Asta e așa, off record bonus pentru RAC informațional. Leu, ascendentul pe Leu și cei care au luna natală în semnul Leului, drumurile devin un element important al acestei zile, poate îți cumperi un bilet pentru o călătorie, poate te pregătești de un voiaj sau se discută despre o vacanță. O zi în care comunicarea pentru lei devine foarte importantă și afli niște secrete. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei, voi rezolvați ceva important legat de un șef, un superior ierarhic, poate aveți un interviu cu niște persoane aflate în autoritate și treceți cu bine, sunteți în formă, comunicați, vorbiți, sunteți veseli ca niște albinuțe gata să treacă la treabă. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Foarte bine susținută Venus, astăzi guvernatoarea zodiei voastre, vă dă stabilitate și vă dă stabilitate mai ales în privința muncii sau în privința dragostei sau aflați un răspuns benefic privind niște bani sau o ofertă de lucru care vă va aduce bani. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului, astăzi muncești, muncești cu spor, muncești cu multă energie, este o zi în care ai nevoie să te implici într-un proiect, dacă vrei ca acesta să iasă bine, supervizează o acțiune, nu o lăsa pe mâna altora. Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului. Relațiile sunt foarte importante și îți recomand să le cultivi. Dă un telefon acelei persoane pe care ai tot ignorat-o de ceva timp sau stabilește o întâlnire cu prietenii să mai vorbiți ceva, chiar dacă este în mijlocul săptămânii, ai nevoie să-ți creezi alianțe.
Alianțele fac totul acum pentru tine. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. La prima vedere, faptul că scoți niște bani din portofel, să plătești, nu știu, o amendă, o reparație, să rezolvi ceva pentru casă, pare așa o problemă, o pedeapsă, un lucru care te deranjează și te supără. Dar nu o lua în serios această stare și această atitudine. De fapt, te scutește această plată de lucruri mai grave care s-ar putea întâmpla. Ia-o ca și cum ar fi o ofrandă pe care o dai Universului astăzi ca să te păzești de lucruri mai grave. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Stabilitate în tot ceea ce faceți și reușiți să vă impuneți într-o chestiune delicată. Este o zi în care vărsătorii se afirmă, se evidențiază și reușesc să facă niște lucruri importante privind locul lor de muncă, cariera sau ascensiunea socială. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. După o perioadă mai agitată și mai stresantă, ați reușit în sfârșit să vă echilibrați și Jupiter, marele benefic, Neptun, guvernatorul zodiei tale, Jupiter și Neptun sunt co-guvernatorii peștilor, aliniindu-se, vă deschid drumul către succesul în carieră sau succes financiar. Deci o zi superbă, sunteți regii Universului, stați în starea aceasta pentru că vă vor ieși lucrurile mult mai bine decât vă imaginați. Dragii mei, 5 aprilie să vă fie de folos și nu uitați că este apărut pe bilete.ro și horoscopul ultra detaliat al lunii aprilie. E bine să știți asta, iar noi să ne vedem și mâine la un nou horoscop. Pe curând! Numele meu este Mihai și sunt managerul proiectului Alexandra Coman. Aș vrea să vă răpesc câteva minute să vă pot arăta cum sau să vă pot ghida în cum se face o cumpărătură online de pe bilete.ro. În momentul acesta o să vedeți site-ul. Primul lucru care trebuie făcut este să vă logați. Normal, eu mi-am făcut un login, deci este foarte simplu pentru mine. După care, în evenimente, căutăm ce ne interesează, în acest caz, Alexandra Coman. Vom găsi horoscopul ultra detaliat, este ce căutăm. Ne vom uita în partea dreaptă să fie luna decembrie, luna în curs, luna care doriți să o cumpărați. Intrăm pe bilete, alegem zodia, în cazul meu este zodia leu, un bilet. Pentru cine va dori să rezerve mai multe zodii, vor putea alege câte un bilet din fiecare. Mai apoi, datele de cumpărător, foarte important dacă dorește cineva să își ca site-ul să-i rețină datele pentru cumpărături viitoare sau dacă vrea factură pe persoană juridică. Bun, continuăm. Iar în acest moment îmi va apărea prețul final. Trebuie să confirmăm că avem peste 16 ani și dacă se amână evenimentul, cum se vor face comunicările să vă primiți banii înapoi. Nu sunteți obligați să dați click pe marketing și publicitate. Da? Deci datele dumneavoastră personale nu vor fi folosite niciun fel dacă nu dați click pe asta. Plasează comanda. În secunda aceasta vom fi redirecționați către site-ul de plătit, unde va trebui să ne băgăm cardul și așa mai departe. Accepți de termenii și condițiile, plătește. Am primit două notificări. Foarte bine, mersi. După cum observați, comanda numărul 3410 și așa mai departe a fost plasată cu succes. În momentul ăsta, dacă eu intru la mine în mail, va trebui să am deja în inbox bilete.ro. Aici intrăm pe acest mail și ne uităm. Clic pe fiecare dintre linkuri pentru a vă putea printa biletele virtuale.
Vă dați seama, nu aveți nimic de printat, dar dacă mergeți pe link, iar apoi leu decembrie în cazul meu, veți putea avea acces la, la horoscopul pe care l-ați plătit. Cam atât este cu, cu bilete.ro. Dacă veți avea întrebări sau dacă, nu știu, aveți nelămuriri, puteți să ne scrieți în comentarii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și să ne auzim numai de bine. La revedere!